În fiecare an, la 3 aprilie, jandarmeria română își sărbează ziua. Anul acesta a ajuns la frumoasa vârstă de 163 de ani. Momentul care a marcat întemeierea jandarmeriei a avut loc în 1850. Atunci, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea divanului obștesc și a semnat legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmerie. La Constanța funcționează de 119 ani. Jandarmii au început încă de luni activitățile în întreg județul. Marți au depus o coroană cu flori la cimitirul eroilor Revoluției. La mormântul sublocotenentului erou Napoleon Stroie, jandarm căzut la datorie în decembrie 1989, au venit familia, dar și foștii colegi. La cimitirul central în zona destinată eroilor Revoluției din 1989 se află și mormântul eroului nostru jandarm, sublocotenentul post-mortem Stroie Napoleon, care era militar în termen în jandarmerie în zilele acelea din decembrie 1989 și astfel s-a întâmplat această tragedie, a devenit erou al jandarmeriei. În fiecare an de atunci încoace am făcut acest lucru, am depus o coroană de flori. Ceremonia religioasă a fost oficiată de preotul militar Laurențiu Cristinel Oprea.